Salutare! Vreau în podcastul ăsta să vă lansez o întrebare și să vă întreb de ce credeți că s-a dus Iohannis în Ucraina, împreună cu Scholz, Macron și Mario Draghi? Pentru că eu nu reușesc să-mi explic. Adică noi nu jucăm în liga aia. Noi suntem în cu totul altă ligă față de liga ăstora. Și cu toate astea, Iohannis s-a dus în Ucraina zilele trecute cu ăștia trei. De ce au acceptat ăia trei chestia asta? Ei au venit separat, au văzut chestia asta, au venit ăia trei cu un tren și ăsta cu un alt tren. Inițial credeam că se duc cu avioarele și mă întrebam de ce îi lasă rușii să zboare pe acolo. Dar se pare că au mers cu trenurile, e mai greu să-ți dai seama în ce tren sunt. Și rămâne totuși întrebarea la care eu nu am răspuns. Acum, uitându-mă un pic în spate și văzând, bă, ce anume s-a întâmplat și de ce l-au acceptat ăștia. Am văzut de ce a venit Macron în România, mai cumpărăm niște arme de la ei, trebuia să vină să ne dea încredere ca să cumpărăm armele alea, să parafeze tratatul, să zic așa. Dar de ce totuși au acceptat ca Iohannis să facă parte din delegația aia, arătând lumii că Iohannis joacă într-o altă ligă decât aia în care jucăm noi, de fapt. Eu nu găsesc explicațiile în trecut și nu găsesc explicațiile în nicio zonă, aș vrea să mă gândesc. Există o singură variantă din punctul meu de vedere, că e foarte posibil ca aceste explicații să le vedem în viitor. Și cumva România, în următoarea perioadă, să fie cumva conectată cu ce se întâmplă în Ucraina. Nu știu dacă se va întâmpla asta și nu știu care sunt efectele chestii astea, dar sunt ferm convins că dacă n-am văzut chestiile astea în trecut, e foarte posibil să le vedem în viitor. Adică faptul că Iohannis a fost acceptat într-o altă ligă decât jucăm noi în mod normal, fără să existe motive plauzibile pentru a fi acolo, e un mare semn de întrebare și o mare. Și sunt convins că e foarte posibil să plătim toți chestia asta. Plătim în sensul nu bun, ci în sensul rău. Sau asta gândesc eu. Dar eu pun de foarte multe ori rău înainte și asta nu știu dacă e foarte bine. Mă gândesc că am fost acceptați în Schengen dacă nu era ceva de rău și ar fi fost ceva de bine. Dar se pare că nu vom fi acceptați în Schengen. Adică se pare că nu se întâmplă nimic cu Schengenul ăla. Deci despre ce e vorba în toată distracția asta? Eu tind să cred că e vorba de Republica Moldova, poziția pe care are Republica Moldova acolo, se pregătește ceva în Republica Moldova și România ar trebui să fie implicată, mă gândesc. Nu văd altă, deci nu văd alte chestii, pentru că, încă o dată spun, ceea ce s-a întâmplat până acum pe noi nu ne califică să jucăm în liga aia. Ori faptul că el a fost acceptat să intre în liga aia, arătând lumii întregi chestia asta, înseamnă niște chestii care e foarte posibil să se întâmple în viitor. Pentru că trecutul nu ne califică să ne ducem acolo. Dar e posibil să ne califice viitorul și să ne califice în sensul în care se așteaptă de la noi niște chestii. Și eu cred că nu prea e de bine. Așa cred eu. Dar lăsați și voi comentarii aici ca să putem să discutăm și să dezbatem subiectul. Mulțumesc. Am subiecte foarte interesante pe TOC, te invit și acolo. Ăsta era unul dintre ele, l-am preluat de acolo. Mulțumesc, la revedere.